Salta tatăl meu, avea regăsit la al șaselea episod din Sniper Elite 3. Suntem tot aici. Trebuie să fie pe aici, trebuie să ai grijă că sunt câțiva pe aici. Știu sigur că misiunea asta are mulți, foarte mulți soldați, trebuie să avem grijă. Uitați-l și pe ăsta, cum stă el acolo ca șmecherul. Nu o să mai folosesc sniper pentru că dacă nu se împute treaba, n-am de ce să îl folosesc. That racket could hide my shot. Așa, perfect, s-a pus el singur jos. Să mă îngrijă că este ăla fix sub noi. Ok. Stați că luăm aici după colț. Ce vrei, mă? Nu pot să văd nimic, dar l-am omorât. Misiuni secundare am avut. Ok. Stai ce? A, vedeți, uite, aici este mai greu puțin. Trebuie să nearly out of ammo. Este mult mai bine să le dați așa pentru că vă dă 20 XP dacă le dați headshot. Pe când dacă dați cu baioneta vă dă 15 și totuși este 5 XP. Și este ceva. Pun o mică pauză și revin imediat. Ok, am revenit. Sunt aici. Fuck. Ce te panichezi, boss? Am apelat chiar o să să luăm cu baioneta, nu mai avem ce face în caz că nu mai aveți flanțe. Trebuie să dați și cu ăsta, dar trebuie să aveți grijă, uitați, fiți atenți. Trebuie să dați așa, dar tot vă aude, trebuie să dați fix toate gloanțele, trebuie să le dați în cap și tot puteți fi auziți. Trebuie să aveți grijă, foarte mare grijă. Acum facem totuși sniper pentru că s-a împuțit. Treaba a devenit împuțită treaba. Ne aruncăm și noi aici. Ne dăm rapid un bandaj. Dau mai încet jocul. Sper să nu se fie auzit episodul trecut, jocul peste mine. Hände hoch! Asta pot să-l dau un cent. Tu ce vrei, te bat cum te omor. M-a luat. Chiar sper să nu se fie auzit jocul peste mine. Acum le dăm repede, frumos, liniștit, calm, cât de... Cât? Nu. Vezi, vă dă 30 XP, vă dă cel mai mult XP-ul dacă vei dați headshot cu sniperul. M-a omorât fix după ce l-am omorât eu pe el, m-a omorât și el pe mine, dăm load last save.
O facem și mai rapid. Ok, dăm skip la toate astea. Ok. Așa. Pauză pentru bandaj. Ne uităm. Fugim. Da, fugim. Ne dăm repede un bandaj. Vedem pe ăsta. Îi dăm o bătaie să o țină minte. Gata. Lutăm. Haide să lutăm. Măcar am mai luat 10 glanțe pentru ăsta. Hai mă. Îmi bate prea... Am prea mare BPM-ul și nu funcționează. Trebuie să mai așteptăm puțin. Ne scadă sub 80. Gata. Și l-am omorât. Efectiv m-a luat acea grenadă. Dăm repede. De data să facem și mai repede, știu că deja a trecut, e a treia oară când încerc să fac, ok. Dăm repede un bandaj. Nu, că de repede am dat pe asta. Bandaj. Pun o mică pauză. Sau nu, nu, să nu mai pun nicio pauză. Am fost până o vară la level 7. That racket could mask my shot. Fuck.
Gata, haideți că ne punem pe treabă. Nu-l luat pe ăștia doi că era problema cea mai mare, dar că erau prea aproape. Ok, acum luăm. I'm low on ammunition. That racket could mask my shot. Hai că nu s-a întâmplat nimica decât ăsta a vorbit. Ăla de sus a auzit și l-a făcut curios și vine și ăla acolo. Stați-l aici. Gata. Trebuie să-i prind pe cât mai mulți aproape, pentru că să fiu ușor să-i omor. Na, pe fraier l-am omorât fix în același loc unde a murit și cu echipierul lui. Așa, uitați-l și pe ăsta. Haideți că m-au văzut, nu era bine că m-au văzut, dar n-avem ce face. Haideți că mai sunt puțini. Nu mai dăm o dată asta. Așa. Bun. Mamă, cum i-am dat-o lui ăsta. Hai că i-am lootat pe toți. Mai puțin pe ăsta. Gata, i-am lootat pe toți. Mai mă duc în casă să fiu sigur că n-am uitat nimica. Și da, sunt ăstea aici. Așa. Coborăm la parter. Pentru că în principal cam aici e ideea. Cred că am murit și eu. Mi se pare că am murit. Da, n-am murit. Hai că e bine. One down. There'll be more. Stai. Trecăm pe aici, dar cred că am făcut deja prea multe episoade. Prea multe minute. Și cred că sunt mai bine de 15 minute. Deci gata, a fost un meci cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Eu am fost Vlad și ne vedem.